Rămâie. Yeah, merge! Bun, eu am revenit cu un nou live. Bine v-am regăsit pe toți. Vă aștept pe toți pe live. De data aceasta vom juca Spin Tires alături de bunul meu prieten Căluțu și un nou prieten cu care vom juca Spin Tires, Botoșel. Cu runda următoare cred că ne va mai veni încă un membru. Eu sunt gata, Căluțu, să-i dai jos acolo, Botoșel, vot to start. Ai dat Botoșel acolo? Da. Bun. Sigur, sigur, Căluțu. Unul din jocurile mele preferate, Spin Tires-ul, pentru că, cum am mai spus și dățile trecute, Spin Tires primează spiritul de echipă. Dacă nu ești echipă, nu poți juca acest joc. Hammerul, ne-am luat Hammerul. Lasă-mă că eu mă joc cu bicicleta asta. A, dar nu-mi place asta. Nu-l vreau pe asta. Nu-l vreau pe asta. Oh, stai să mă distrez cu bidălul. Da. N-are nimic. Și ne distrăm nițel cu un Beedle. Wow! Ce fain! Oh, să vezi unde mă duc, Căluțu, fii atent să vezi ce fac. Stai așa, să nu începem misiune. Stai așa, că vreau să fac ceva. Dă-te, mă, Botoșel, cu hammerul tău de aici. Ia, uitați-vă după mine să vedeți de unde vin. Să vedeți ce fac acum. Ce-mi place. Dă-te! Ai, Căluțu, pe bune! Opa! Mai dai o dată! Nu merge, las că-l dau la garaj. Stați așa, să-mi caut și o mașină bună pe aici. Uite pe aia, o iau. Oh, ce roți are cu spini! Ceau, Neluțu, bine ai venit!
Nu. Ia, că încerc să mă urc pe ăla sus acolo. Mersi, Fane, îți mulțumesc mult de tot că ești alături de mine. Du-te, mă, de aici. Ia uite cum a rămas. Neluțule, ce ai făcut, tată? Bă, frate, nu mai îmi scrieți despre alte comunități. Vă rog mult de tot, nu mai îmi scrieți în live despre alte comunități. De ce vlogging? Că... Într-adevăr, dar ne distrăm momentan. Avem și mașini super bune. Avem și muzică nouă, copyright. Seara bună, domnul Căluțu. Wow, nu-mi place asocia asta. Ciao Beto, bine ai venit alături de mine, îți mulțumesc că ești din nou alături de mine. Nu, în acest moment sunt pe Shadowplay. Ciao, Scul Iulian, bine ai venit pe canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de mine în acest moment. Ce fel de program vlogging, că nu înțeleg? Ce anume? Overolf-ul? De pe TeamSpeak. A, Shadowplay trebuie să-l ai în placa video. Unde ai fost dat afară, Iulian? Mai dă-mi o dată invite, Căluțu, te rog.
Ciao, Pepsi, bine ai venit! Ce dracu trocine de asta? Șamă, asta e mașină. Bun, să începem să descoperim harta acum. Avem un blocking în dreapta. Ok, fane. Nicio problemă, Beto, stai liniștit. Din care casă, frate, că nu înțeleg. Nu înțeleg scult ce zici tu acolo. Scult, crede-mă, chiar nu știu despre ce vorbești tu acolo. Cu datul afară din casă, din ce casă? Nu ești la mine în casă ca să știu eu dacă te dă cineva sau nu afară. Spin Tires, jucăm Spin Tires. Crede-mă, problema asta în viața asta am trăit-o și eu la un moment dat. Chiar nu vreau să-mi aduc aminte. Eu din nefericire chiar am fost dat afară din casă. Și eu, și eu. Și chiar, crede-mă, scul, chiar nu vreau să-mi aduc aminte despre așa ceva. Am să te rog, cool, dacă ai Steam, să-mi dai ad pe Steam, să putem vorbi împreună. Iată, acesta este Steam-ul meu. Să vă arăt imediat. Da. Acesta este Steam-ul meu. Eu te aștept să-mi dai ad pe Steam. Nu, scul, hai să nu vorbim aici. Eu așa îți propun. User joined your channel. Ok, scul, nicio problemă. Salut. Ciao, Dedi. Trăiți. Bine, bine pe canalul meu de YouTube, Dedi. Wow, cicabau, cicabau, wow, wow, wow. Wow, it's live. Da, prietene. Ah. E pe Teamspeak cu mine. Vezi că întreabă Maria, unde e Dedi, că nu-l văd pe chat. Păi acum asta că intru să-l las să mă trăsească. A zis Maria că te bate. Cum mai intru? Ia uite ce a zis Maria, nu-i adevărat, minte, eu n-am zis așa ceva. Iar v-ați băgat la spinta aia. Ce faci mai de tine?
A, bine. Da, mă bucur. Bine, sănătos? Da, să zic așa. O nouă zi infernală, nu? Da, ne pregătim cu sport. Să nu faci reclamă de dite, rog. Adică? La locul tău de muncă. A, nu, stai așa. Am destui pe acolo. N-am nevoie de mai mulți. Gata. Mersi, Dedi, că ești alături de mine. User joined your channel. Dar, băieți, cosa ta? Fane, sunt pitit la mine în cameră. Am să te trag eu imediat la mine în cameră. Da, Dedi, îți mulțumesc că ești alături de mine. User was moved to your channel. El este Fane, viitor membru în România Elite. Este la noi pe Teamspeak acum. Este la mine pe live. Fane, dacă ai putea să-ți dai drumul la microfon, te rog. Stai așa cum ai prins cu gura plină. Să trăiești, poftă bună. Poftă bună. Trăiți, poftă bună. Bine ai venit. Vă dau așa o bucățică de ciocolată. Bine ai venit în camera specială a lui Dodo Bobo de pe Teamspeak-ul România Elite. Bine v-am găsit. Ia-ți, dar nu am. Am... Dacă mă jucați... Ai bună plăcere de a sta în cameră alături de cel mai bun prieten al meu din România, Elit Căluțu, și mentorul meu în același timp. Am văzut că vă prijești cu da. Aia sunt super amuzant cum vă cel mai bun prieten al meu și mulțumesc că e alături de mine. Stai așa un pic să mă... Cine? Tezeu, nu dorm, tati, nu dorm. Facem live stream. Bă, stai așa că cred că am luat-o greșit și cred că nu mă duc la obiectiv. Oh. Mamă, că trebuie să trec pe partea alaltă. A, ah, dar să vezi ce vagabond mă fac acum, fii atent. O iau bam 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 pe aici. O iau bam 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 pe aici. Oh, obiectivul ăsta e prea departe, mă. Da, știu că pe cel din dreapta, dar... Mă auziți? Așa, gata, m-am pus pe puțul toc. Ah, gata, gata, mersi căluț, mersi. Să aveți grijă, unul dintre voi doi, tu Botoșel sau tu căluțul, să vă luați din aia de motorină pe voi, că eu o să rămân fără motorină. Să aveți suplimentar din aia motorină, să-mi dați și mie pe drum. Am vrut în mod special să joc cu căluțul pe această hartă, pentru că pe mine, cel puțin pe mine, harta asta m-a impresionat. Eu am jucat cu căluțul prima oară, acum vreo două săptămâni. Credeți-mă, pur și simplu ne-a luat 4 ore să terminăm toate obiectivele. Deci cât am muncit amândoi aici. Acum, din fericire, cunoaștem harta. Cât costă spinta aia pe Steam? Adică nu după GTA, de pe Steam vreau. Crede-mă, chiar nu știu. Eu l-am primit cadou. Eu l-am primit cadou de la un membru din România Elite, chiar nu știu. Am înțeles. Și adică merită să-l iau? Sincer, da. Dacă ai echipă cu cine să joci, da. Dar dacă vrei, am să vorbesc eu cu băiatul respectiv, pentru că el vinde chei de spinta aia. Dacă sunteți doi, vă dă două chei cu câte 5 euro. Da, Dedi, te ascult. Revin, mă duc până jos la Cosmin. Bine? Să vorbesc niște chestii. Bine, Dedi. Te iubesc, hai că revin. Stai un pic, două chei, adică ok, 5 euro, nu? Da, frate, da. E perfect. O să vorbesc cu cineva sau dacă e interesat și te anunț. Ok. Mersi frumos de pont, nu știu. Nicio problemă. Nicio problemă, să nu știu. Dacă tu te
te duci jos la aia din dreapta. O faci tu pe aia. Sau pot să deschid... Fii atent că eu urc la asta de, de sus, de deasupra mea căluțe. Am revenit. Bine, revenit, Deli. Ciao Alin Prodan, bine ai venit pe canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc tuturor acelor care sunteți alături de mine în acest moment. 13 persoane pe live. Aceeași chestie rămâne, la 30 de persoane pe live voi da în chat ok random de Steam, un joc pe Steam. Eu vă aștept pe toți. Like, share, subscribe la canalul meu de YouTube. La 30 de persoane eu dau un key. Cred că am nevoie de ajutor. Cred că am mare nevoie de ajutor, că am rămas înfipt în niște piese. Da, păi uite, dar am piatra asta de dedesubt, vezi? Ia uite-le. Da, da, da. Și nu pot să trag de ea. Da. Dodo, există vreo șansă ca pe viitor să vă băgați la un live de DayZ? Să știu dacă nu iau. Eu joc DayZ, eu joc foarte mult DayZ. Da, știu. Va trebui să mai aștept cam o săptămână ca să se încheie cu experimentalul. Pentru că eu ultima oară când am făcut live pe canalul lui Bandit, mi-a dat țeapă serverele. În timp ce ne jucam, au dispărut toate serverele. Da, știu, am pățit-o și eu. Bă, frate, am rămas ca dracu înfipt în pietrele astea, măcar. Dar dacă îi dai în spate, ești mai cu viteză? Păi s-ar putea să mă înfigă în astea la altă și uite, asta încerc să fac acum. Dar știi că te ține aia din spate, de la remorcă, nu alea de lângă tine, de aici de aproape. Nu, astea mă ține, că nu-mi lasă roțile astea să tragă. Uite, vezi? Aute, vine căluțul săracul în spatele meu. Chiar că n-am reușit să o scot. Că n-am reușit. Trebuie să ai multă răbdare să joci jocul ăsta și nu stop. Vai de capul meu, deci crede-mă. Când am făcut primul stream pe canalul meu din Spin Tires, am jucat cu căluțul, v-am zis, 4 ore. Mă crezi că după ce m-am ridicat după fotoliu, aveam pantalonii jos aici în spate, uzi fleșcă și tricou. Deci tricoul aveam fleșcă pe mine. Trebuie să ai nervi de fier ca să faci ceva în jocul ăsta. Dar există o coliziune că n-am stat să observ. Adică dacă vine acum căluțul din spate tău și începe și... Da, îmi dă damage. Da, îmi dă damage. Am înțeles. Bună seara, colegi. Salut, Gabriel. Vezi că sunt live, să nu dai drumul la muzică, te rog. Vezi că rămâi fără motorină, Dodo. N-am înțeles, Dodo, da. Nu, știi că mi-au copyright, Gabriel, dacă pui muzică. Ah, muzică? Dar nu este Maria mea. Cine? Beto? Mersi, Beto. Mersi frumos. Nu cred că o să mă tragi căluțul. Gata, ți-am dat. Vă rog să nu vorbiți cârboșteni, că mă nedare. Tu ne știi pe noi că vorbim noi obșen? Nu. Mulțumesc. Nu, no, n-ai să poți căluțul. Era bine dacă erai plin căluțul, că aveai greutate mai mare. Dă-i acum. Dă-i. Stai așa să mă... Stai să mă dau eu nițel mai în spate. Stai să mă ridice în sus de față. Acum, dă-i.
Văzut, mă, tot căluțul, mă. Dă-i, 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 nu trebuia să mă lași, nu trebuia să mă lași. Ah, am rămas fără motorină, căluțul. Ți-a zis de Nico să rămâi fără motorină? Dar ce, ascultă el minionul? Văd, 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 am citit. Cine? Beto? Stai două secunde, căluțul, să trag un băiat la mine în cameră. Dar unde e? Că nu-l văd. Jos la CS. Unde, mă, frate, jos la CS? Vrei să-l tragi pe Johnny? Beto! Gata, căluțul. Ciao, Flick. Ce fac eu să duc? Grand Canyon. Băi, Botoșel, vino aici și ajută-ne și pe noi să ies eu de aici. Hai că încerc, să vedem cu ce să vin. Vezi dacă poți să aduci motorină, că eu nu mai am motorină și nu o să poți să ies de aici. Ok, ok, căluțul. Nu vine să cred, la ora asta am 15 persoane pe live, nu vine să cred. Revin imediat, Dodo. Bine, Dedito. User left your channel. Nu uitați, vă rog, like, share, subscribe la canalul meu de YouTube. La 30 de persoane voi da un key Steam în chat. Văd că n-am niciun like. Ah, am. Da, stai așa, stai că aveam imaginea prea jos. Nu, că mă uit eu aici. Bine, tu faci bine. Ia mă duc. Am văzut. Da, băiat, salutata, băiat.
ăsta băiat over here. Mickey Bow, Mickey Bow. Mickey Bow, Mickey Bow, Mickey Bow. Motano, nu Motano. Cine? Bine ai revenit, Beto. User left your channel. Ciao Cristi Constantin, bine ai revenit. Da, am Skype Beto, numele meu este Dorel Boboc, pe Skype sunt cu un avatar cu un cap chel, Facebook-ul meu este Dorel Boboc, sunt împreună cu soția mea într-un parc, într-un tricou albastru, o șapcă albă. Ura! Vă rog tuturor, în momentul când îmi dați ad pe Facebook să-mi spuneți cine sunteți cu numele care l-aveți ca abonat al meu, ca să știu. Îmi lăsați un mesaj. Cum? Eu? Pe unde are Radu Daniel așa ceva? Ok, căluțu. Ciao Exoskills, bine ai venit!
Dă-i Botoșel, dar ce internet ai tu, frate, dai pingul ăla așa mic? Internet de Germania. Da, lasă-mă, frate, că și eu am stat 10 luni în Germania și știu ce internet e în Germania. Pingul e mic și lagul e mare. Da, exact. Nu, n-am probleme. Da, știi cât plătesc pe lună internetul? Mm. Cam 60. Da. Și eu dau... Eu dau 12 euro pe 500 de mega de internet. Hai să dau o cursă pe Franța. Bine, eu nu am alternativă, știi? Luțu? Tu zici ce ai de zis, Luca, Luțu, că nu poate să-ți răspundă. A, gata, a venit ora de... Îți dai seama. A făcut prezența pe ziua de azi, nu? Johnny? O să aibă timp el. Da. Tu vezi camionul ăsta care l-am eu? Dacă știu unde ești? Sunt la garaj cu tine, ai plecat acum. Bă, dar unde mă duc eu, mă, frate? Nu, sunt în bolovan. În bolovan, iau. Nu, farming este spin tires. Asta vom juca în această seară, Spin Tires. Pentru că am și eu o plăcere deosebită de a mă juca cu căluțul Spin Tires. Și ori de câte ori căluțul îmi spune Spin Tires, Spin Tires joc. Pentru că chiar îmi place să fiu în echipă cu el. Oh, hai că mai am puțin. La garaj, mă duc la garaj. Ce-au zis pe secretară, este alături de mine?
M-am întors, gata, cu țigara. Bun. A, nu e bun deloc. Nu, bun că te-ai întors. Știu că nu e bună țigara, că și eu fumez de 23 de ani. Mama ei. Că și eu fumez de ceva timp, Smithy. Fane, eu îți recomand, dacă poți să te lași de ele, lasă-te, frate, că... Dacă, ce crezi, că n-am încercat? Da, dar gândește-te că n-ai vechimea mea în materie de fumat. Nu mai te gândești pe un obicei, se formează în două săptămâni, deci asta cu, vezi, fumezi de 30 de ani, de 40 de ani, de nu știu cât tu poți să te lași, că fumezi de mai puțin timp, nu știu, mi se pare așa o chestie, adică depinde de foarte multe chestii. Nu, vă spun că poți să te lași. Da, dar n-am ambiția necesară, momentan. Sper să reușesc în viitor apropiat. În afară de Petus, Spin Tires și Daisy, nu te mai duci altceva? Ba da. Ce anume? Ești pe live la mine? Da. Imediat o să te arăt. Uite-te la mine pe contul de Steam. Astea sunt jocurile mele de pe Steam. Și vor mai intra și altele, că de curând. Așa, căluțul, eu acum o să mă duc la Glock și o să fac obiectivul de aici, deasupra de la Glock, de la garaj. Stai așa că ai dat prea repede, o să mă uit o dată, dau înapoi ca să mă uit. Nu, uite, fii atent că îți mai dau eu o dată. Deci am City Skyline, American Truck, Banished, Company of Heroes, Counter-Strike, DayZ, Gear 3, Dota 2, Euro Truck, Farming Simulator 15, 17, GTA 5, Heroes in Generals, Paladin, The Hunter, World of Tanks și Zombie Army Trilogy. Am deocamdată pe Steam. Ai ceva jocuri. Bine, și eu am... Adică am mai bine, și mai am câteva, dar nu le-am activat. A, așa am și eu, d-alea, key random, d-alea. Nu, am jocuri cumpărate, dar nu le-am activat încă. A, am înțeles. Ceau, Ionuț, Ionuț, bine ai venit. Eu mă joc cu din ce ai tu acolo, adică nu mă joc Dota, am încercat, nu mi-a plăcut, nu e genul meu. E fain, e fain. Mă, nu știu, eu sunt adeptul LOL-ului, adică... Păi... Doamne, încă o persoană care trebuie să-i explic povestea LOL-Dota. Deci... Cred că o știu, dar vreau să aud varianta. Deci, Dota este continuarea la WoW, știi ce este WoW, nu? Da, bineînțeles. Bun, este continuarea la WoW. Absolut toate jocurile care le știți voi, League of Legends, League of Angel, Paladin, Overwatch și alte porcării, sunt continuări. Vreau să mă duc la Lambăr, căluțul. Sunt continuări ale Dota, sunt copii ale Dota. Fără LOL, da. Fără LOL, exact, fără LOL. Metin, ce mai era? Așa. Dezvoltatorii de la LOL, să știi că sunt primii dezvoltatori de la WoW. Da, știu asta. Înțelegi? Botoșel. Da, vă rog. Să rămână Amira. Ce dracu faci, mă, cu generatorul ăla? Păi nu știu, vreau să-l scot, mă. Dă-i un install pe el, frate. Ce faci cu generatorul, ești nebun? Iar cu lemnele, Amira, din nou cu lemnele. Oh, nu, că răstor pe ăsta. Din nou, Amira, lemne, că e criză de lemne.
Te aud, mă, Maria, lasă-l pe Zipo. Și câte ore ai în Dota? Sau nu ai practicat foarte mult? Te uite-te pe contul meu de Steam. Stai așa că trebuie să te adaug mai întâi sau să intru pe Steam. Așa. Am aproape 1200 de ore jucate. Sunt level 40. Eu am multe jocuri și degeaba, că n-am level. Am level 5-6, că n-am făcut de-alea. Achievement-uri de-alea și chestii. A, mă, Zipo, lasă-mă, mă, cu vrăjeala ta de păsărică mică ce ești. Nu, are vrăjeală, păsărica asta, Zipo, are vrăjeală multă. Vezi, poate mai îndeai și mie ceva, Zipo. Nu știe el, nu pot să zic pe live ce știe. Îi dai numai lupte actuale, îi dai tu toate alea, mai dai și mie. Stai că trebuie să zic că am ceva. Exact, ți-am zis că trebuie să zic că am ceva. Cum te găsesc pe Steam? Dodo Gaming HD. Mamă, ce mă enervează poziția asta. Du-te, mă, frate, dar ce are? Eu am făcut cea mai mare greșeală, mi-am reinstalat Windows-ul recent și l-am băgat pe 32 de bit și nu pot să mă joc, că sunt multiplayer. Vai de fundul tău. Trebuie să-l bag iară. Dai seama. Mișcă Steam-ul greu, what the fuck. Gata, băi, zic, vezi că am rezolvat? Am plecat din nou cu o nouă livrare. Îi voi lăsa pe băieți să descopere ei glockingurile. Ciao Bogdan Zero, bine ai venit pe canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de mine în acest moment. Așa, așa, așa. Wow, cât am de mers. Acolo mă chinuiam la lumber, mă chinuiam să-mi iau lemnele pe trailer. Iar acum încerc să mă duc aici, la obiectivul acesta, să livrez lemnele. CSGO te joci competitiv? Nu, eu nu joc CSGO. CSGO-ul l-am luat, am încercat, cred că am jucat 2 ore. Și le-am propus băieților din România Elite, anumitor persoane, le-am propus să mă ajute să învăț și ce se întâmplă cu CSGO-ul ăla, pentru că n-am jucat în viața mea CSGO. Și culmea, tocmai prietenii care eu i-am invitat să joace cu mine, să mă învețe, umblau cu hack-uri, cu coduri, cu hack-uri, cu cheat-uri. Și am zis, dacă voi, prietenii mei, da, le-am zis, dacă voi, prietenii mei, umblați cu așa ceva, n-am să joc niciodată jocul ăsta.
Dacă vreodată te răzgândești și vrei să mai încerci să înveți, știi unde mă găsești. Nu-mi trebuie, mulțumesc, nu-mi trebuie. Da, Căluțu, zi. Da, 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 îl știu pe Bogdan, îl știu. Ok, ok, Căluțu. Suntem aici. Botoșel, tu ce faci, fratele meu? Unde te duci? Mă duc să iau motorină. Ba da, Bogdan Zero, voi face la 500 de abonați, în momentul când voi avea 500 de abonați, voi face un straw poll, voi pune 4 jocuri ca să le votați toți abonații, cel mai votat joc va fi dat ca giveaway, iar cel de-al doilea coment frumos ca atracție va primi încă un joc de la mine, deci voi da 2 jocuri în giveaway la 500 de abonați. Ești cam darnic. Cum? Părerea, ești cam darnic, părerea. Adică depinde și ce jocuri, știi? Adică dacă fane, crede-mă, am ajuns până la 300 de abonați fără să fac absolut nimic deosebit. Absolut nimic. Ai ajuns prin simplu fel de a fi, adică cred că e suficient. Da, mulțumesc pentru apreciere. Deci n-am făcut absolut nimic ca să ies în evidență. Cred că ai auzit ce a zis soția mea din aur. Am auzit, dar vag, nu am. Am 314 abonați fără să fac absolut nimic. Și chiar crede-mă, chiar nu aveam de gând să fac giveaway la 500 de abonați, dar mă gândesc că mai sunt aproape 2 săptămâni până la Crăciun, da? Iar eu voi mai face cel puțin încă 8 sau 10 live-uri și cred că în astea voi prinde 500 de abonați și am zis chiar de Crăciun să dau ceva. Mai mult foarte precum cadou. Bine, dar asta înseamnă că nu o să mai face la 1000 și la 1500 și tot așa. Nu. Cred că voi face chestia asta doar în momentul când vor fi sărbătorii, ceva frumos. Deci doar de chestii din astea de sărbători voi da. Mă, dar unde-i mentor român? De ce nu mai vine mentor? A, uite mă că vine. Hai că te-am văzut, las că te-am văzut, Căluțu. Vezi? Așa îi zici mentor? E mai experimentat în joc decât tine? Nu-i vorba de experiență, deci îmi place la nebunie să joc omul ăsta. La nebunie îmi place. Deci omul ăsta chiar știe ce înseamnă echipă. Vedeți să nu vă bușiți, Botoșe. Cred că de Revelion până la 12-1 noapte am să petrec. Iar după 1 noaptea voi face un maraton și cred că îl voi face de 24 de ore maratonul. Serios, sunt plecat de Revelion. Ce meri? Da. Du-te mă de aici. Deci aș fi 1, 2, 3, 4 streameri. Am auzit până acum că vor să facă stream de Revelion. Bandit. El n-a confirmat. Da, Căluțu, zi, te ascult. O 12 noapte ascult, bandit. Serios? Da. Acum vin, Căluțu. Ce vorbești, frate? După 12 noapte vine grătarul, vai! De fapt, pe la fază grătarul. Bă, eu n-am electros, frate, ca să fac grătar. Electros? Noi stăm la curte aici, mamă, avem lemne, avem... Bă, tu n-auzi, bă, că eu n-am electros să-mi fac grătarul. A, să-mi studiezi. De exact. Aici se sugează, auzi? Aici se sugează numai în argon și nu găsesc electrozi. Îmi trebuie electrozi de papură. Da, eu am... Cred că 3 kg. Ai, ce prost sunt, 10. N-auzi, bă, că îmi trebuie electrozi de papură.
apură? Da, eu vreau să sudez sub apură. Și acum pregătiți-vă toți cei 12 abonați. Începe aventura. Gatura. Sunteți pregătiți să stați 2 ore ca să vedeți cum se termină această cursă? Mulțumim, Bogdan. Mă, Căluțu, dar tu n-ai lemne? Bun, avem ca obiectiv să ajungem aici. Noi... Păi nu, Căluțu scrie. Căluțu este aici, eu sunt aici. Noi avem obiectivul aici. Veți vedea ce se va întâmpla pe drumul ăsta. Este combustibil suficient, mai avem 845 de litri. Bă, dar nu vreau să-l fac pe ăsta căluțului. E prea aproape. Eu mă duc sus la ăla. Îl vezi pe ăla de sus de deasupra la fuel? Acolo mă duc. Nu știu, mi se pare prea aproape ăsta. Mersi, mersi Iulian, mersi frumos pentru apreciere. Bogdan este BGD-ul, mi se pare, nu? Nu, Bogdan? Wow, wow, Căluțu, acum unde ești, tati? De când se termină experimentalul ăla la... Din ce am citit eu, cam până la Crăciun se termină. Pentru că din luna martie vor să dea drumul la 062. Să-l bage în beta. Oh, într-un final după 2 ani de zile? Care 2 ani, frate? Care aproape 3 ani de zile. Da, mă rog. E ziua încă e în beta? Nu, este în alfa. Nici n-a intrat în beta. De ce mai rău? Ca polonezii ăștia, cu serverele lor, tot în alfa sunt. Nu! Nu, no, what the fuck, what the fuck? What the fuck? Nu, 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 n-am vrut să mă grebesc. Am vrut să pun frâna de mână și nu o să pun frâna de mână, m-am dat înapoi. Am vrut să te las pe tine, să treci pe lângă mine.
Și în loc să pun frâna de mână, da, bine. În loc să pun frâna de mână, eu am dat-o mașalier. What the fuck? Acum mă duc imediat la garaj. Eu nu-l joc cu volanul Bogdan, eu-l joc cu tastatura. Ceau Taylor, binevenit. Am încercat de vreo câteva ori să-l joc cu volanul, dar nu. M-a bătut volanul. Mi-a luat bătaie de la volan. Eu joc cu volanul și e cam greuț. Du-te mă frate, deci m-am chinuit. Când căluțul aseară, parcă nu, m-am chinuit cu volanul. E greu până te obișnuiești. Nu, problema e că e feedback-ul prea puternic și îți rupe mâinile. Coară volanul după birou. Ce zici tu, Meri? Ciao, Marius, bine ai venit. Mă duc înapoi la Lambăr. Da, Damian, zi. Exact, exact. Dacă vrei să dezactivezi, Marius... King Damian Larisa vă urează noapte bună tuturor celor care sunteți cu mine în cameră. Noapte bună. Dacă dezactivezi feedback-ul, ai toate șansele să mergi numai stânga-dreapta, stânga-dreapta, stânga-dreapta. Nu știu, Marius, nu știu dacă vrea cineva. Am un băiat pe chat care întreabă dacă vrea cineva DLC-ul Vive la France cu 13-14 euro. Ar trebui să-l vrea, că mai ieftin de data nu-l găsește nicăieri. Exact. Bun, ce? Căutați mai departe, aici nu găsiți. Așa, dai un mesaj în chat aici. Tu, Dodo, nu-l vrei? Ce? Ba da, normal că vreau, dar... Nu am bani acum. Că mai ai de lungă. Nu am bani acum, Coane. Căluțu. Până nu iau salariu la sfârșitul săptămânii viitoare, n-am bani. Normal că vrea și căluțu, dar dacă nu dispune acum de fonduri... Propene. Ce zice Marius? Da, chiar că costă acolo un pachet cu tine. Un ce anume? Un pachet cu țigări. Cu? În Cehia. Un pachet cu țigări. Nu pot. A, un pachet cu țigări cât costă? Da. Cel mai scump este 11 lei. 11 lei sau euro? Euro, lei. 11 lei în bani românești, ce ți-am zis. Serios? Da, da. Okay. Păi să știi că am pe cineva care vine și ia din Cehia țigări. Și sunt în Germania. Îți spun că de la începutul anului 2017 nu se mai poate să mai ia. De ce? Pentru că se pune interdicție la astea. Să se facă vânzări pe către alte țări. Am văzut un german care cumpără
Bă, ce are băi mâncare? De ce nu pot să pun lemnele pe el, mă, frate? Uite, nu mă lasă să pun lemnele. Cum mă mâncare nu-i dreaptă? Tu-s morții, mătii, cu remorca lui gura mătii, dacă... Mamă, ce mă enervează. Cred că din coceni. Aia voi face, Alin. Du-te să mă aștept când ești eu cu tine. Ok. Sănătate. Sănătate, Maria, ți-au zis băieții. Eu îl vreau, Marius, dar nu am bani acum. Eu până pe data de 15 nu am bani. În afară de Vibla Franța, ai toate DLC-urile pe iTunes. Absolut toate. Și eu la ta. Eu nu știam că a apărut. Ce anume? Nu știam că a apărut Vibla Franța. Nu știu, Marius, nu am idee. Și descoperi tot felul de chestii. Bă, dar chiar muist, mă, mânca jocul ăsta cu mine seara asta. Du-te în gura, mă, după tot am luat pe mine. Bă, tu joc de mine jocul ăsta, mânca vă-l gura. Ce joc să apară? Mie nu-mi trebuie decât Viv la Franța, atât. În rest, eu am toate DLC-urile. Bă, dar unde mi-ați lăsat căluțul, mă, nemernicilor? Nu știu. Da, și-a mai apărut acum încă două paint job-uri, trebuie să le iau și pe alea, sunt câte un euro fiecare. Bă, dar stați așa, mă, că eu trebuie să mă duc în spate, eu trebuie să mă duc după căluțul, mă. Mi-am lăsat aminte unde e căluțul, mă. Ceva cu Belgia și încă unul finish, nu știu cum îi zice.
A, păi stai așa că n-am toate pe injoburile, mi-am ucis ăla cu Kinzii. Eu am toate astea trei nu le-am, DLC-ul și pe injoburile astea două. Unul finish, nu știu cum îi zice și... Finish Belgia. Ce să vină? Nu știu ce DLC-ul are Dota. Deși joc Dota, eu nu știu de niciun DLC la Dota. Bun, trebuie să cumpere, le cumpere, bagi bani în Dota și fii mai mic. Cine a zis dacă primești? Cântă mai lat! Pădătorie, King, dacă cânti pădătorie, eu te las să cânti. Mamă, cât îmi place melodia asta care e pe fundal acum. Vin căluțu, vin căluțu, vin căluțu. Solo cu chitară pe spate. Da, și primești banii niciodată. Repara și damage-ul de pe camion. Acum să mergem după căluțul. Ceea ce aș fi putut să-mi face și mie. Adică că nu am camionul poziționat. Johnny, vezi că aici avem trei obiective, să-ți alegi unul dintre ele, eu mă duc la ăla de cel mai de sus. Da? Auzi, pui și tu două puncte intermediare? Cine, mă? Pardon. Gabi, ce-i, frate? Vorbeam, bă, am confundat stația cu... cu TeamSpeak-ul. Da, exact, le voi da. Dar nu cred că are șanse. La... Dacă face până la Crăciun 20.000 de abonați, o să-i dau 5 DLC-uri. Johnny, să ai grijă, ușor aici. Salut, am revenit. Wow, chica, bau. Ce faceți? Uite, alergăm niște camioane pe aici. M-a dus să mă întâlnesc cu căluțul, că l-am lăsat săracul pe aici prin întuneric. Bă, Johnny, dar nu știu de ce am impresia că eu nu merg, de fapt, spre căluțul. Ah, ba da. Ceau, asasin, bine ai venit pe canalul meu de YouTube, îți mulțumesc că ești alături de mine.
Uite, le-ai lucrălutul ăla. Ale mele sunt alea. A, sunt ale tale? Da. Au, mamă. Hai, Johnny. Hai, unde? Hai, Johnny. Aoleu, intru pe remorca ta, bă. Ești nebun? Hai sus, pui de urs. Nu poți să te împing, bă. Da. Hai, Johnny, bravo, Johnny, bravo, Johnny, bravo, Johnny. Bravo, Johnny. Ia cu stânga. Eu încerc să iau cu stânga, dar mă trage în dreapta, mă trage... Stai așa, Johnny, stai așa, Johnny, stai așa, stai acolo pe loc, Johnny, nu mai mă împinge, stai pe loc, stai pe loc, stai pe loc. Dar nu te mai împing, m-a dat în spate. Nu, stai pe loc, stai pe loc tu. Și? Ah, te trage în stânga. Dă-ți mă drumul la frână. Johnny, nu, 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 nu! Vrei să mă tragi sus, mă? Da, mă. A, păi așa zi, mă. Detașează-te, detașează-te, repede aici! Hai că nu te-ai răspunat, te-am ținut. Nu, 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 nu! Nu te răstor, mă, că ești legat de mine. Mai ești? Da, mai ești. Nu mai știu, asasin, nu mai mi-aduc aminte. Gata, aici am dat drumul. Dă-i accept, te trag în dreapta. Ok, ok, Johnny. Deci eu trebuie să reușesc să-l pun pe stânga ca să pot să urc pe dreapta. Nu, 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 nu. Așa, așa, tati, așa, tati. Hai, fă firă armata, dracu. Stai, Johnny, stai. Trage fă firă armata, dracu. Tigaia conserva mătii, dacă... Nu mai pot să mai ies de aici. Lasă că vine căluțul din spatele tău. Bă, dar nu înțeleg de ce nu-mi trage toate roțile, pentru că le-am pe on, dar mie roțile de jos mie nu-mi trage. Nu-mi trage roțile după spate, mie nu-mi trage. Dar uite că sunt vor. Da, văd că cuplează, dar nu mă ajută. Mă duc, mă duc. Du-te, bă, mânca. Al doilea. Nu pot să cred. Te-ai dus? Da, a doua oară, exact acolo, a doua oară. Fix acolo, înapoi. Da, știu, știu. Uite, mă, nici a meu nu urcă, mă, ești nebun. Ce zice King Damian? Ciao, Damian, bine ai venit! Nu urcă cu bă ăsta.
Dodo, ce ai făcut mâncația și cum ai pus-o atunci de-ai luat lemnele? Că mie tot așa îmi zice. Stai că vin eu imediat, Mătușel. Da, 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 ca să facem pe ăla de 4 puncte, să nu mai luăm de 6. Adică să-mi detașez remorca după spate. Dar eu nici la dracu nu detașez remorca. Păi și eu am de aia lungă. Păi eu nici la dracu nu dau jos pe asta. Deci eu nu simt aventura, frate, dacă nu-mi iau aia. Treci viața la maxim. Ce zice Nelu? Oh, nu. Ce ai pățit, Johnny? Te-ai dat cu rochile la deal? Da. Mersi, Damian, mersi că ești alături de mine. Bine, Călătu. Mersi, Damian, mersi frumos. A scos volan. Exact, Julian. Dar din păcate văd că din ce în ce mai puțină lume stă. Mie nu mi se actualizează aia acolo și nu văd. Mie mi-a arătat acum că ai 17 persoane. Nu, am 7 persoane acum care se uită. Ia să dau și un refresh. Chiar 5.
Te-ai speriat botoșelul ăla? Nu, un pic. Eu nu mă împac cu... cum se vede, știi? Păi cu camera 1 vezi cel mai bine. Da, dintr-o parte așa. Ce să fac, Maria? Mai zi-mi dat. Maria vă salută pe toți care sunteți în cameră cu mine. Cine vă salută pe ea? Să rămână. Nu salutați mâna prea mult, că eu albit și vreau să rămână neagră. Păi băi, ce vă aștept? LOL. Cu ce lemne am luat, mă? Tu ce dracu ai venit cu cărămizile, mă? Băi, Johnny, tu car cărămiz, mă? Lemne, mă. Cum dracu e lemne, mă? Că e cărămiz firarea ale dracu de cărămiz. Păi așa mi-a dat, cărămiz. Generator. Uite, 4 puncte. Mai ce dată cum te cheamă pe Steam, că vreau să mă uit la ceva. Dojo Gaming HD. Hai, te aștept să-l faci. Ce-am dat și friendly quest? Ce casă facem? Da. Dar nu stau asta cu cărămiz, cu... Dodo. Scoate-te din meniul ăla ca să poți să încarci lemele. Da, mă, știu. Și tu nu mă las. Mergem tot pe acolo, Dodo? Da, da, da. Adică bolnavată nu s-au pară cealaltă? Nu, uite, bolnavată nu s-au pară cealaltă. Băi, Botoșel, vezi că mai sunt două puncte aici, unde ne ducem noi. Păi, de ce, căluțu? Ah. Am înțeles în prima oară că ieși din joc. Cine șmecher și poate? Păi și unde mă duc până la urmă? Vino după mine. Hai să-mi întorc. Bine, mai e o chestie, dar nu-i faină, nu-i aventură. Tu poți să iei pe sus, pe acolo, pe unde duceai tu și dădeai roată, știi? Și ajungeai direct la obiective, dar nu mai e aventură. Că nu mai e hârtoape, nu ai nimic, mergi decât pe drum tu. Ceau, Damian, o dignă plăcută, multă sănătate din partea mea. Maria, du-te și încălzește și mie să mănâncă, mi-e foame de numai pe. M-a luat o durere de cap de numai pe de foame. Ai produs ceva ca să mănânci? Am produs cu metra azi. Ai răsturnat două transporturi de lemne din astea. Felul 2 îmi faci sălățică. Pentru moment, băieți, să știți că nu are cine să vă citească chat-ul, pentru că Maria s-a ridicat să-mi pună mie să mănânc. Aveți grijă acolo la gaura aia să nu vă răsturnesc, că am pățit de m-am răsturnat acolo.
Deci tu normal, Johnny, cu trocariciul ăla, să știi că tu poți să mă împingi și să mă tragi sus. Cine? Tu. Salut. Salut, Coco. Coco. Da. Ce faci? Coco? Coco? Coco. Coco, Coco, Coco. Coco, Coco. Băi, am niște gaze, vai. Băi, Puci, tu vezi că noi jucăm Spin Tires, mă? Păi, de unde să văd? Păi, live, Dodo. Mai e și moderator la mine pe canal, Puchinosule, ce ești? Scuză-mă. Niciun scuză-mă. Niciun scuză-mă, dă-ți două palme și un cap în gură. De când ai mai fost la mine pe live, Coco? Asta cu mânec. Găneci? Da. Coco, ce faci, Coco? Te ucid acum o secundă. Nu. Gani? Gani? Ce zice mă puce ăla, bă? Vinjă după voi cu lemnele? Da, mă, da. Așa, boss. Ia, ia. Po, cred că în cap. Da, da. User left your channel. Care mă, frate, cu hammerul pe acolo? Cu căluțul. Dodo, ești microbist? Da, dar nu fac divergențe, nu spun cu cei chipoței. Da, nu, că n-am treabă, nu mi-e jacheta așa. Nu mâine, păi vine. Ce una sau? Una, două, una, două, trei. A, bă, Johnny, nici cu aia nu poți, mă? Deci să moră, frate, nu pot să cred că nu trage. Mai aruncă din cărămizile alea, dă-le dracu. Și-l trag cu căluțul. Stai căluțul, stai să-l trag și pe Dodo. Aia, stai că nu pot să-l trag de aici. Mai departe. Dar știi asta ce facem, mă lăsăm aici? Băi, Botoșel, vină frate și împinge-mă de la spate, mânca. Ia. Băi, ești nebun? N-avem. Mamă, deci ce șut în gură mi-a dat Botoșel?
Nu se poate, te-am m-a răsturnat. Du-te, mă, de aici. Căluțul lol. Asta înseamnă că trebuie să mă duc la gara și înapoi, nu? Iar ai 7 persoane pe live, Dodo. E de bine sau de rău? Urcă-te mai sus, urcă-te mai sus. Urcă-te mai sus ca să fii din nou drept. Vă să ți-am dat eu drumul. Dodo, vrei să vin să te împing? Acum sunt gol? Ar fi o variantă. Tu țin-o înfrânată, căluțul. Decât trage-mă din vinci. Auzi, pe ce te blochezi de diferențial? Din floc ăsta? Q și E. Urcă sus la aia, la altă, și las-o pe asta aici, că nu o să mai bușesc. Așa, bun. Du-te, mă, stai nițel, căluțul, stai căluțul, că vin singur! Haide, că vin singur, fii atent, că vin singur! Nu vrea, mă, nu vrea. Dă-i, trage. Ăla-i. Ulu, să nu se rupă remorca. Ulu. Gata, căluțul, bravo. M-a tăiat iar transpirațiile. Mamă, când am văzut cum se ridică remorca, zic gata, am căcat-o, mă dau pe partea alaltă. Deci nu mai vin, nu? Nu, că m-a tras căluțul sus. Moare el de hammer dacă nu m-a urcat hammerul ăla până sus. A, vezi că aici eu am problemă cu lemnul ăla, căluțul. Mamă, ce era să mă duc pe partea alaltă? Unde mă te-ai răsturnat? Ai să-mi bat piciorul. Și-o cum puii mei vin la tine acum? Vin eu, căluț. A, dar te-ai pus pe picioare, nu, căluțul?
Tot căluțul, până la cu ce vii mă căluțul tu acum, că eu nu te văd până acolo. Da, tu trebuie să te duci lemnile și mai repede. Da, mă, dar trebuie să-l ajut, mă, că ăsta e spiritul jocului, frate. Păi da, te duci lemnile. Nu, fratele meu, spiritul jocului e să fie echipă, nu să-ți faci tu obiectivele. Da, să vin eu, mă. Vezi că mă duc sus la obiectiv căluțul și vin înapoi. Păi aia ziceam, te duci, duceai lemnele și te întorceai și l-ajutai, știi? Și erai și descărcat, erai mai ușor. What the fuck? Uite, a sărit căluțul, băi, ești nebun? No, Johnny, încearcă să mă prind și tu, mă. A, nu merg. Te, mă, să mă prinzi tu. Aș trage-mă acum. Bă, vă știți nebun că nu pot să scot aici. Ăla-i, haide, Johnny. Ăla-i, hai! Bravo, Johnny. Dă-mi drumul. Bravo, Johnica. Johnny, mai vine o dată, mă. Johnny, întoarce camionul, mă. Dar nu mai accelera, că te scufuzi din noroi și pe aia e și mai greu să ieși. Du-te, mă, că nu mă trage Johnny pe mine din gaura asta de aici. Ei, asta... căluțule! Auleu! Stai așa că dau înapoi. Mă, du-te repede și ia-l pe căluțul, du-te repede! Du-te repede, ia-l pe căluțul! Din Johnny repede în spate, că îi se duce camionul pe partea aia. Te dă de căluț. Mie, cum? Acceptat. Deci, fii atent, nu mergi, frate. Vino în spate cu mine. Să nu-mi dai drumul. Stai în spate. Dă cu spatele, ușor, Johnny. Că știu ce vreau să fac. Să nu-mi dai drumul ca să nu mă duc în gaură. Trage, Johnny. Trage tare, Johnny. Nu! Nu, că nu se răstoarnă. Trage tare. Trage, Johnny, trage. Ăla-i, Johnny. Ăla-i. Bravo, Johnny. Ia uite ce venea căluțul. Dăm drumul, Johnny.
ce acolo, fără să mă rămas pe îndată acolo? Ajutor. L-am tras, l-am tras. Păi știam că a rămas acolo, tocmai de-aia m-am oprit. Păi da, mă, frate, aia e. N-o lua pe drum. Stai, vină după mine. Hai în coadă, du. Uși pe drum pe aici și după eu e pe creastă. Da, mă, știu. A, mă, că știu harta asta cu căluțul. Nu! Stai! Oprește! Pune frâna din mână. Noapte bună, Iulian, multă sănătate. Johnny, 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 oprește-te, oprește-te, oprește-te. Gata, du-te, Johnny, du-te înainte. Du-te că mă trăgeai prea rău în față. Eu trebuie să-i dau ușor aici. Ceau, Sebi22. Acum atrage-mă, Johnny. A, o căzut în nați. Nu, nu, n-am căzut în nați, mi-a rămas înțepeni în spatele. Nu pot să-l trag. Dai. Atât, atât. Oh, nu! Nu! Nu pot să cred. Nu! No! Deci nu pot să cred. Are o baftă, bă, băiatule. Doamne. Ce ai făcut, Dodo? Te-ai descărcat înainte de termen? Mamă, ține de ani. Are dreptate, căluță.
Și așa ai vrut aventură. Dodo? Noi am o întrebare. Tu mâine nu mergi la muncă? Ba da. E ora 1. La tine? Adică da, am uitat. Dar acum la tine cât e? 12. Păi nu ești în spate, cu urma cu o oră. Stai liniște că sunt obișnuit. Mă duc la muncă, beau două cafele din alea la un litru. Mamă! Bag 3 Red Bull în mine. Și știi cum sunt? Rachetă. Pă bună! Nu știi 2 ore dacă dorm și beau 3 Red Bull, sunt rachetă. Da, nu da, e tocmai bine. Eu. Absolut deloc să nu duci, nu e aia. Știu, dar mie, și mie îmi place. Intru la 7 la lucru și până la 5 când ies de la lucru beau vreo 4 cafele. Și jumătate de pachet de țigări se duce. Șmecher trăbănțelul ăsta. Da, de când începi perioada aia nasoală de care am vorbit noi, Dodo? Da, eu sunt în perioada aia nasoală. Ce urât să aude, mâncați. A, da? Zic că sunt în perioada nasoală. Nu îmi trebuie mie hammer-ul, trag în el hammer. Păi ești nebun? Ce mă? Sunt acolo de la unde ați spus voi. Dar nu vrea singură deloc. Salut, Stelian! Se vei mă joc Sprint Air și mănânc acum. Poftă bună. Mersi.
E pentru prima oară, în ultimele 24 de ore că mănânc. Sunt la cură de slăbire și mănânc numai o singură dată, pe zi și noaptea. Păi n-ar trebui să mănânci noaptea dacă ai vrea să slăbești. Rândul trecut, când am fost la cură de slăbire, în patru luni am dat 42 de kg jos și mâncam numai noaptea, o singură dată. Și foarte puțin. Da, depinde de metabolism acum. Da, dar munceam de două ori mai mult decât muncesc acum. Te super dacă te întreb ce faci? Lucrez pentru... Lucrez pentru una dintre cele mai mari fabrici de autovehicule din Cehia. Ce marca? Nu face reclamă, îți dai seama singur. Bine, aici e discutabil și părerele... Ce, Dodo? Poți să spui exact ca în Eurotrack marca? Da, mașinuțele alea mici care sunt în Eurotrack. Cred că scan... Nu, ok. Mașinuțele mici. Ok. Autoturismele din Eurotrack. Pentru alea cu W. Care este cea mai mare din lume. E așa sau nu e așa? Te-am văzut, mă, Panaram. O dignă plăcută, să-i fii multă sănătate. Bă, de ce ți-ai luat tirtibuțul ăla, mă? Că văd și eu cum merge. Și m-am vrut spra. Da, bă. Dar nu-i nimic.
Bă, dar ce am, bă, frate, în seara asta? Nu mai jumă. Ce, mă? Ce mai pățit? M-am răsturnat iar. Băi, bă, bă. Păi, bă, că ești drept. Da, dar nu mai am lemnele. Nu, nu. Ia, mai am. Poți să-mi încarci? Nu mai joc. Poți să-mi încarci, mă. Bă, dacă ești drept, poți să-mi încarci. Nu poți, mă. Bă, poți să-mi încarci dacă ești drept. Cum le încarci? Dă-i pe V. Și vezi că ai un punct pe lemn. N-am, mă, frate, niciun punct pe niciun lemn. Bă, lemnele sunt carte, dacă ești drept. Asta e. Vă mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de mine. Vă urez o seară bună. Multă sănătate din partea mea. Ne vedem mâine seară la un nou live. Vă dăină plăcută, noapte bună.